Frați și surori, vreau să vă invit acum cu respect să ascultăm un cuvânt din Scriptură, din Evanghelia după Luca, de la capitolul 8, versetele 40 până la 42 și apoi de la 49 până la versetul 56. Pagina 998 în Sfânta Carte a lui Dumnezeu. Evanghelia după Luca, de la capitolul 8, începând cu versetul 40. La întoarcere, Iisus a fost primit cu bucurie de mulțime, căci toți îl așteptau. Și iată că a venit un om numit Iair, care era fruntaș al sinagogii. El s-a aruncat la picioarele lui Iisus și l-a rugat să vină până la el acasă, pentru că avea o singură copilă de vreo 12 ani care tăgea să moară. Pe drum, Iisus era îmbulzit de noroade. Versetul 49. Pe când vorbea el, încă vine unul din casa fruntașului sinagogii și îi spune: fiica ta a murit, nu mai supăra pe învățătorul. Dar Iisus, când a auzit lucrul acesta, a zis fruntașului sinagogii: nu te teme, crede numai și va fi tămăduită. Când a ajuns la casa fruntașului, n-a lăsat pe niciunul să intre împreună cu el, decât pe Petru, pe Iacov, pe Ioan, pe tatăl și mama fetei. Toți plângeau și oboceau. Atunci Iisus a zis: nu plângeți, fetița n-a murit, ci doarme. Își băteau joc de el, că știau că murise. Dar el, după ce i-a scos pe toți afară, a apucat-o de mână și a strigat cu glas tare: fetițo, scoală-te! Și Duhul ei s-a întors în ea, iar fata s-a sculat numai decât. Iisus a poruncit să-i dea să mănânce, părinții au rămas uimiți, Iisus le-a poruncit să nu spună nimănui cele întâmplate. Amin. Mă invit să ocupați locurile. Frați și surori, vreau să vă apreciez la început pentru cel puțin două lucruri. Primul dintre ele este acela că în toiul verii aveți disponibilitatea să înlănțuiți aici la casa lui Dumnezeu atâtea slujbe, unele după altele. Și al doilea lucru pentru care vreau să vă apreciez este că aveți disponibilitatea să stați mai mult în casa lui Dumnezeu, mai mult decât de obicei. Pentru că deja ar fi trebuit să se încheie slujba din această seară și deja sunteți aici gata să mai stați încă puțin. Aleluia. Aduc aminte, a fost o vreme, sau cu ceva vreme în urmă, un tânăr a venit la mine la biserică și a zis: frate Relu, îmi dați voie să stau o noapte în casa lui Dumnezeu. Dar de ce vrei să stai în casa lui Dumnezeu o noapte? Vreau să stau o noapte în casa lui Dumnezeu. Și a stat o noapte în casa lui Dumnezeu. Cum nu să stăm toată noaptea aici? Dar mă rog lui Dumnezeu, dacă ați avut disponibilitatea să legați slujbe după slujbe în casa lui Dumnezeu și să stați mai mult timp în casa lui Dumnezeu decât de obicei, mă rog, Domnule, să aveți și disponibilitatea și puterea de la Dumnezeu să mai ascultați în continuare câteva cuvinte din partea lui Dumnezeu, din Scriptură. Dragii mei, 90 de ani de istorie. E mult și să-i numeri. Și atunci când începem să răscolim istoria, așa cum faceți noastră bună oară cu istoria Bisericii Pentecostale din Dobric, vreau să vă întreb ce descoperiți în istorie. Văzut acolo, m-am uitat acasă, am văzut niște figuri, niște oameni. Și descoperiți în istorie niște înaintași pe care numim oameni ai lui Dumnezeu, oameni de care Dumnezeu s-a folosit. Slavă Domnului! Dar vreau să vă întreb, în istoria asta pe care o răscoliți dumneavoastră, să o răscolim noi în vremea aceasta, îl descoperiți pe Dumnezeu? Ce ziceți? Știți, sunt momente în viață în care trebuie să ne oprim. Și bună oară acum ne oprim să răscolim istoria. Știți, în Psalmul 46 spune cuvântul Domnului așa: opriți-vă, Dumnezeu din ce zice? Și să știți că eu sunt Dumnezeu, eu stăpânesc peste neamuri, eu stăpânesc peste pământ. Când ne oprim în vremea asta să umblăm în istoria bisericii din Dobric, ar trebui să-L vedem pe Dumnezeu și să-L înălțăm pe Dumnezeul acesta care a purtat cu carul lui de biruință biserica aceasta prin vremuri foarte complicate. Slăviți să fie numele Domnului. Numai, dragii mei, n-am să vorbesc despre istorie, despre vremea trecută. Vreau să vorbesc despre vremea asta. Chiar dacă ar trebui să ne lăsăm influențați de trecut, de istorie, să vorbesc despre vremea de acum, despre prezent, despre vremea asta. Și vreau să vă întreb, ați avut vreodată în viață
ocazia să vă întrebe cineva ce religie aveți. V-a întrebat cineva vreodată? Cred că așa cum cu necesământul v-a întrebat ce religie aveți. V-a fost greu să răspundeți la întrebarea asta? N-ați stat să vă gândiți ce înseamnă religie? Sistem de dogme, de practici, de reguli. V-ați gândit la ce biserică merge și a spus eu sunt penticostal sau altul sunt ortodox sau sunt catolic, sunt baptist. Dar vreau să vă pun o întrebare, s-ar putea să fie incomodă. Vă folosește la ceva religia pe care o aveți? Frați și surori, vă folosește la ceva? Că dacă nu folosește la nimic, la ce să o practicăm? Că până la urmă, dragii mei, ar trebui să folosească la ceva. Și poate ziceți, bine frate, unde vrei să ne duci cu asta? Am citit în această seară un cuvânt din Scriptură despre un om foarte religios. Era fruntaș de sinagogă. Omul care gestiona lucrul la sinagogă să meargă bine. Era un om foarte religios. Și a descoperit într-o zi în viață că religia lui nu-l ajută la nimic. Are nevoie de ceva mai mult decât religie. Aleluia. E adevărat? Amin. Frați și surori, e frumos să ne uităm în istorie. Să dăm filă după filă și să spunem Dumnezeu a lucrat așa. Slavă Domnului! Și biserica din Dobric n-a putut fratele Grigore să spună toate câte le-a lucrat Dumnezeu în istorie. Le-a lucrat Dumnezeu, slavă Lui! Întrebarea este, ne folosește la ceva în prezent religia ce avem? Sau nu ne folosește? Iair a descoperit într-o zi că religia lui nu îi folosește la nimic. Are nevoie de ceva mai mult decât religie. Și întrebarea este, de ce avea nevoie mai mult decât de religie? Frați și surori, avea nevoie de Domnul Iisus Hristos. Aleluia. Și s-a dus și l-a rugat să vină la el acasă. Aleluia. Despre asta vreau să predic în câteva minute, dragii mei, despre vremea în care avem nevoie de ceva mai mult decât religie. Oricum s-o fi numia, chiar penticostală să se numească, avem nevoie de ceva mai mult decât religie. Avem nevoie de Domnul Iisus Hristos la noi acasă, în viața noastră sau în casa asta de rugăciune, Biserica lui Dumnezeu. Avem nevoie de Domnul Iisus. Deci, mei, pentru asta trebuie să recunoaștem falimentul religiei personale. Credeți că dacă Iair n-ar fi descoperit faliment în religia lui, l-ar mai fi căutat pe Domnul? Avea ca să fie bolnavă. Om religios. Știa foarte bine dogmele, știa foarte bine sărbătorile, ținea sărbătorile. Știa, dragii mei, Iair, cum decurge slujba la templu, la sinagogă. Știa toate. Dar religia lui nu l-a ajutat să rezolve problema. Când a recunoscut falimentul religiei personale, l-a căutat pe Domnul Iisus Hristos. Și cred că noi în vremea aceasta, dragii mei, când depănăm istoria, trebuie să ne uităm în prezent și să descoperim, poate în viața personală, falimentul religiei personale. Știți de ce falimentează sau de ce religia personală uneori este falimentară? Pentru că ea nu produce schimbare. Dragii mei, toți oamenii din lumea aceasta au nevoie de schimbare, știți? Dacă citiți în Galateni, capitolul 5, e acolo un verset care zice și faptele firii pământești sunt acestea. Și o listă întreagă, dragii mei, de lucruri rele. Te îngrozești când le citești. Astea sunt între oameni și sunt în viața oamenilor, dragii mei. Și ascultați-mă, societatea în care trăim încearcă cumva să schimbe. Să nu mai fie prea curvie, răutate, pismă,
clevetire, răzbunare, tot ce vrem noastră. Și societatea în care trăim pune la lucru diferite sisteme de educație, crezând că prin educație oamenii cumva vor fi schimbați. Și ascultați-mă, în lumea asta sunt oameni cu multe doctorate. Răi, necinstiți, răzbunători, corupți, e adevărat, dragii mei, sau nu e adevărat? Păi dacă au trecut prin atâtea sisteme de educație, de ce nu i-a schimbat educația respectivă? Că în educația respectivă, dragii mei, au fost promovate principii pentru o viață nobilă. Și descoperi că educația nu schimbă. Știți că sistemul de penitenciar este numit sistem de reeducare, știți? Și oamenii sau societatea pleacă de la ideea că dacă l-ai prins pe unul că a făcut rele, că a încălcat legea, l-ai pus în pușcărie, îl reeduci. Adică faci din el om și când îi dai drumul în societate, omul acela va fi schimbat. Dar știți că dacă în societate, în comunitatea aceea se întâmplă vreo încălcare de lege, cel care a fost la pușcărie este primul suspect, știți? De ce? Pentru că societatea pleacă de la ideea că nu s-a schimbat. Pune la lucru societatea sisteme de educație. Pune la lucru sisteme religioase, plecând de la ideea că religia poate să schimbe. Dar știți ce a scris Apostolul Pavel, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, romanilor? Tu care te numești judeu, te lauzi cu Dumnezeu, te razi în polege. Tu propovăduiești să nu preacurvești. Preacurvești. Să nu furi. Păi nu te-a schimbat religia. A falimentat. Nu te-a schimbat. Dragii mei, trebuie să vedem falimentul religiei personale. S-ar putea să avem religie și să nu avem schimbare de viață. Singurul care poate schimba viața este Dumnezeu. Este Domnul Iisus Hristos. Știți că a trecut într-o zi prin Erihon și spune Sfânta Scriptură, toată cetatea aceea s-a pus în mișcare și unul dintre șefii de acolo, vameșul acela, Zacheu, s-a urcat într-un dud. Știți cum era Zacheu, cum era vameșul. Înșela pe toată lumea, da? Dar s-a oprit Domnul lângă el și a zis, Zacheu, dă-te jos de grabă, că astăzi trebuie să intru, să rămân în casa ta. Și a intrat Iisus acolo. Vreau să vă întreb, Iisus l-a schimbat pe omul ăsta? N-a putut religia, n-a putut sistemul, n-a putut societatea, n-a putut, dragii mei. Când a intrat Iisus în casa lui Zacheu și a zis, a intrat mântuirea în casa aceasta, Zacheu a fost un om nou și a zis, jumătate din avuția mea o dau săracilor. Și dacă am păcuit pe cineva, dau înapoi de patru ori. Dragii mei, e vremea în care avem nevoie de ceva mai mult decât de religie. Avem nevoie de Iisus. Pentru că doar Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, poate să impacteze viața noastră, să o schimbe. Și vreau să vă întreb, stimații mei, frați, surori din Dobric, recunoașteți că avem nevoie de schimbare? Nu doar de educație religioasă. Noi încercăm, dragii mei, să oferim în biserică un sistem de educație religioasă. Avem școală duminicală, avem întâlniri cu tinerii. Slavă Domnului! Dar educația religioasă e bună, dar nu schimbă. Întâlnirea cu Iisus Hristos schimbă viața. Aleluia! În al doilea rând, în vremea asta când avem nevoie de ceva mai mult decât de religie, avem nevoie de Iisus, trebuie să pornim într-o căutare spirituală. Spune Sfânta Scriptură că atunci când Iisus s-a întors în zona aceea, oamenii l-au așteptat, l-au primit cu bucurie, Iair a pornit în căutarea Domnului. Cu credința, și ascultați-mă bine, cu credința că Iisus este accesibil. Adică poate fi găsit, se lasă să fie găsit, poți ajunge la El. Dumneavoastră, frați și surori, credeți că Domnul Iisus Hristos este accesibil? Da, nu are așa o gardă de corp care să
să țină oameni la distanță, să nu poată merge la el. Știți, au venit toate niște mame cu niște copii și ucenici au zis, lăsați-l. Și a zis Domnul Iisus Hristos, lăsați-l să vină, să ducă copilașii. Când orbul acela de acolo, de jos, striga, Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine, spune Sfânta Scriptură că s-au dus ucenici și au zis, taci, nu-l deranja, e ocupat, n-are timp. Ar trebui să pornim într-o căutare spirituală noi, Biserica Pentecostală, după Iisus, că este accesibil. Pentru cel mare, pentru cel mic, pentru bogat, pentru sărac, pentru bărbat, pentru femeie, pentru cel învățat, pentru cel mai puțin învățat. Oricine vrea să-L caute pe Iisus are acces la Fiul lui Dumnezeu. Pentru că El este, de fapt, în căutarea noastră. Avem impresia că suntem în căutarea Lui. Dar a venit în lumea noastră să caute și să mântuiască ce l-a pierdut. Aleluia. Dragii mei, în această căutare trebuie să avem această credință că El este accesibil, dar trebuie să avem credința că Lui îi pasă de noi. Oricât de scufundați am fi în păcatele noastre, oricâte probleme am avea, oricâte frământări, oricât de multe le-am trage după noi, dragii mei, cum spune Sfânta Scriptură, Domnul Iisus Hristos îi pasă de noi. Chiar dacă avem impresia de noi să-i mai pese? Fiți, a venit femeia aceea cananeancă, mama aceea care avea o fiică stăpânită de un duh, a venit la Domnul Iisus Hristos, striga după el. Și a zis Domnul, la un moment dat, eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel. Și a strigat mai tare. Și a zis Domnul, dar nu-i bine să iei pâinea de la copii să o arunci la căței? Și a zis femeia asta, bine, bine, da, așa este. Dar și căței se hrănesc cu fărâmiturile care cad de la masa stăpânului. Și a zis Domnul, o femeie, mare este credința ta. Du-te acasă. Fetița ta s-a tămăduit. Dragii mei, este accesibil și îi pasă de noi. O, dacă am putea noi pricepe cât de mult îi pasă lui Dumnezeu de noi. Câtă milă are El de noi. Știți pilda samariteanului, dragii mei, a trecut pe acolo, pe lângă cel căzut, a trecut și preotul, a trecut și levitul. Au trecut oameni religioși și a trebuit să vină samariteanul acela, dragii mei, care n-avea nici întâlnit, nici mânecă cu omul acela căzut jos. Și s-a făcut milă. Și s-a oprit și l-a ridicat. Dragii mei, în vremea asta, când depănăm istoria și încercăm să ne vedem pe noi, poate în oglinda istoriei, avem nevoie de Iisus la noi acasă. Avem nevoie de Iisus în viața noastră. Avem nevoie de Iisus în biserica Lui. Avem nevoie de Iisus. Dragii mei, când avem nevoie de Iisus și când vine Iisus, El ne susține în momentele noastre de descumpănire. Vă spuneam despre Iair, că a pornit în această căutare spirituală cu credința că Iisus este accesibil, că lui Iisus îi pasă, că Iisus poate să intervină. Ce n-a făcut religia, n-a putut face religia, o să poată face Iisus. Vino, fiica mea, pe moarte. Tu poți să faci lucrul acesta. Dragii mei, credința lui Iair a fost testată. Dacă vreți, testată. Pusă la încercare. Și s-a încercat cumva să fie descumpărit în credință. Dacă ați reușit să întrebați pe oamenii care au făcut istorie aici la Dobric, ați descoperit că și credința lor a fost testată. Au fost poate descumpăriți uneori. Poate sunteți aici oameni care ați trecut prin situații când v-a fost credința descumpănită. Sunteți oameni de felul acesta aici? Frații mei, nu poți trece prin lumea aceasta ca om credincios
fără ca această credință să nu fie atacată de ceva. Și ocupându-mă de el, v-aș putea spune, dragii mei, că acel moment de descumpănire a fost adus de așa sau aparenta întârzierea Domnului Iisus Hristos. A pornit spre casa lui, spune Sfânta Scriptură, și pe drum intervine pe traseul acesta o femeie care avea necazul, ea avea problema ei, s-a atins de Domnul Iisus Hristos, s-a făcut bine și Domnul intră în dialog cu ea. Dar el se grăbea. Fetița trage să moară. Când cineva trage să moară, nu-ți mai permiți să te oprești pe drum. Nu-ți mai permiți să faci altceva. Trebuie să vină de urgență salvarea, să vină să intervină. Și Domnul Iisus Hristos își găsește bine mersi de vorbă cu femeia aceea, care s-a atins de el. Din perspectiva lui Iair, Domnul întârzia. Era descumpănită credința lui. Tății mei, ascultați-mă. Dumnezeu nu întârzie niciodată. Nici în împlinirea făgăduințelor lui, nici în lucrările pe care le face. Nu întârzie. Deci mi-a trecut istorie până când a venit Domnul Iisus Hristos în această lume. Au trecut mii de ani. Vreau să vă întreb, a întârziat Dumnezeu să-L trimită pe Fiul Său în această lume? La împlinirea vremii. Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său în această lume. La momentul potrivit. A înlănțuit Dumnezeu evenimentele, dragii mei, în așa fel, încât un oficial roman să dea un decret, să se facă un necesământ și Maria și Iosif să plece, să vină în Betleem, că acolo trebuia să se nască Hristosul. E Dumnezeu la cârma istoriei. Dragii mei, nu întârzie Dumnezeu. După cum n-a întârziat, dar nouă ni se pare că întârzie. Dumnezeu are ceasul lui, are momentul lui. Când Domnul Iisus Hristos a auzit de la solii trimiși de Maria și Marta că Lazar e bolnav, zice Biblia, a zăbovit încă două zile. Și a zis Marta când a ajuns Domnul acolo, dacă ai fi fost aici. Dar ai venit târziu. Chiar a venit târziu. Și Maria același lucru, dacă ai fi fost aici, dar e târziu. Din perspectiva noastră s-ar putea să ni se pare că e târziu, dar din perspectiva lui Dumnezeu, din perspectiva Domnului Iisus Hristos, e momentul potrivit. Și a venit Domnul în Betania, dragii mei, la momentul potrivit, să se vadă slava lui Dumnezeu. Aleluia. Nu într-o vindecare, ci într-o înviere din morți. Cine poate, dragii mei, susține credința noastră în momente de descumpănire? Cine a susținut credința înaintașilor noștri de la Dobric în momente de scumpănire? Și au fost cu grămadă, dragii mei. Dumnezeu din cer a făcut asta. Credința lui Iair a fost, să spun așa, presată de întârziere. A fost presată de anumite vești. Că spune Sfânta Scriptură că a venit cineva de la casa lui Iair și a zis: fiica ta a murit, situația s-a agravat. Lasă pe învățătorul. Vezi de treaba lui, el să-și vadă. Vezi de treaba ta, el să-și vadă de treaba lui. Nu se mai poate face nimic. Mai poți crede că Dumnezeu mai poate ceva, face ceva. Atunci când primești vestea asta, situația în viața ta sau acasă la tine s-a agravat, mai crezi că se mai poate face ceva? Dacă ai o simplă religie pe care o ții pentru că au ținut-o și părinții, și bunicii, și străbunicii, și de 90 de ani se ține aici. Dacă ai o simplă religie, s-ar putea să zici, nu se mai poate. Dacă l-ai pe Iisus în viața ta, zici, la El toate lucrurile sunt cu putință. Știți că este întrebarea asta uluitoare, Scriptură. Este oare ceva prea greu pentru Dumnezeu? Ce răspunde de la întrebarea asta? Nu e nimic prea greu pentru Dumnezeu. Totul se poate. Vreau să mai spun un lucru, dragii mei, și apoi să închei. Nu vreau să pun la răbdare încercarea noastră. În al patrulea rând, în vremea asta când avem nevoie de ceva mai mult decât legea, adică avem nevoie de Iisus la noi acasă, trebuie să fim dispuși să lăsăm pe El
să preia conducerea la noi acasă. Sau la noi la biserică, dacă vreți. Să fim dispuși să lăsăm să preia El conducerea la noi acasă. Sau la noi în viață. Sau la noi la biserică. De regulă, în casele noastre, noi vrem să facem regula, să facem legea. Și dacă vin un musafir, ar trebui să se acomodeze cu regulile casei. E adevărat, dragii mei, sau nu e adevărat? Dar când vine Iisus, El după noi sau noi după El? Ce ziceți? A venit acasă la Iair și uitați și citiți textul. Nu Iair face legea. Nu El face regulile. Domnul Iisus preia conducerea. Și dacă vă uitați, dragii mei, cu atenție, când a intrat Domnul Iisus Hristos în casa Mariei și Martei, a zis Marta la un moment dat către Domnul, spune sorei mele să vină să mă ajute. Vreau să vă întreb, a făcut Domnul ce a zis Marta? El conduce acolo. Și a zis Marta, tu pentru multe lucruri te îngrijorezi. Dar un singur lucru trebuiește. Maria și-a ales partea cea bună. Nu-mi spune tu mie, cu alte cuvinte, ce să fac. Îi fii tu gospodină. Dar nu tu dictezi regulile când eu sunt aici în casă. Câți din locul acesta sunteți dispuși când vine Iisus acasă să lăsați să preia conducerea? În care casă de aici Iisus este Cel care conduce? Frate și surori, în care casă? Când a preluat Domnul Iisus Hristos conducerea aici, în casa lui Iair, l-a ajutat să vadă lucrurile dintr-o altă perspectivă, din perspectiva lui Dumnezeu. Și ascultați-mă, noi toți în Biserica Pentecostală sau la noi acasă, ar trebui să acceptăm să vedem lucrurile din perspectiva lui Dumnezeu. Nu din perspectivă umană. Pentru că spune Sfânta Scriptură că din perspectivă umană toți ziceau acolo fetița a murit. Și ce a zis Domnul? N-a murit. Și Doamne. Vă vreau să vă întreb. Nu e așa că e complicat să vezi lucrurile din perspectiva lui Dumnezeu când simțurile tale spun altceva? Nu e așa? Au început să râdă. Toți de acolo au început să râdă, pentru că era clar din perspectiva simțurilor și a ceea ce spune mintea care receptează, dragii mei, semnale simțurilor. Fetița a murit. Și Domnul zice, nu, doarme. Ascultați-mă. Prezența lui Iisus în viața noastră, în casa noastră, în biserica Lui, ne ajută să vedem lucrurile dintr-o altă perspectivă. Din perspectiva lui Dumnezeu. Știți, atunci când a venit Domnul Iisus Hristos în viața lui Saul din Tars, pentru Saul din Tars, Iisus, până în momentul acela, nu era altceva decât ceea ce se promova în societatea iudaică. A fost un înșelător, a fost răstignit, a fost îngropat, l-au luat, i-au furat trupul ucenicii, cam asta se propovăduia printre iudei. Dar din momentul în care s-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos, Saul din Tars a văzut lucrurile dintr-o altă perspectivă și spune Cartea Faptelor Apostolilor, dovedea din Scripturi că Iisus este Hristosul. Cine ți-a schimbat perspectiva asta? Întâlnirea cu Hristos. N-ai cum să vezi lucrurile clar, cu simțurile, decât numai atunci când accepți ca Iisus Hristos să schimbe această perspectivă. Dragii mei, știți până unde a mers Pavel, fost Saul din Tars, cu schimbarea perspectivei? După ce l-a întâlnit pe Domnul Iisus Hristos, când Domnul era în viața lui, până acolo cât și-a schimbat perspectiva și cu privire la moarte. Știți ce spune el? Nu voi, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit în el. Nu au murit, au adormit în el. Pentru că din perspectiva lui Dumnezeu, dragii mei, este o adormire.
Deci când Domnul Iisus Hristos preia această conducere, ne schimbă perspectiva. Dar ascultați-mă, El decide cine intră la noi în casă. Cine intră la dumneavoastră în casă? Cine decide cine intră la dumneavoastră în casă? Frate și soror, cine decide cine intră în casa asta care se cheamă casa lui Dumnezeu? Cine decide? Ascultați-mă, noi ne plângem și bine facem că ne plângem, dar ar trebui să mai și facem ceva. Că se întâmplă să cam intre lumea pe la noi, pe acasă, da? Se întâmplă sau nu se întâmplă? Și ne mai plângem pe la colțuri, pe aici, pe acolo, că mai intră lumea și în biserica lui Dumnezeu. Ați auzit lucruri de felul acesta? Când intră Iisus undeva, și de-aia vă spun că avem nevoie de ceva mai mult decât de religie, avem nevoie de Iisus. El decide cine intră, dacă noi ascultăm de El. Pentru că spune Sfânta Scriptură aici, când a ajuns acolo acasă, acasă la Iair, n-a lăsat să intre pe nimeni, erau acolo mulțime, erau bocitoarele acolo, erau oameni care au venit să plângă, n-a lăsat să intre pe nimeni, decât pe Petru, pe Iacov și Ioan, mama și tata. La ce bocitoare? Că bocitoarele acelea, cum era în cultura iudaică de atunci, erau tocmite ca să bocească, dar nu simțeau cu familia respectivă. Ca dovadă că nu simțeau, au început și bocitoarele să-și bată joc când Domnul a zis, nu, a murit, doarme! Cine intră în casă la noi? Cine ne spune cine intră și cine nu intră? Frați și surori, mă rog lui Dumnezeu să ne binecuvinteze. Vreau să mă opresc aici. Apreciem toată istoria, 90 de ani de istorie la Dobrit, apreciem. Dumnezeu a lucrat, slavă Lui! Oameni care s-au pus la dispoziția lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu a folosit ca niște vase speciale de care să se folosească în lucrări mari. Slavă lui Dumnezeu! Și pentru oamenii aceștia. Dar noi suntem în prezent. Ori Dumnezeu, ni se spunea, nu-i doar un Dumnezeu al istoriei, al trecutului, este un Dumnezeu al prezentului. N-ar trebui să ne mulțumim că în 90 de ani ne-am consolidat o religie care e religia noastră. Pentecostală. Ci ar trebui să pricepem că avem nevoie de ceva mai mult decât religie. Avem nevoie de Iisus. În viața personală, avem nevoie de Iisus în casele noastre și bine ar fi să-L căutăm, așa cum L-a căutat Iair, și să-L rugăm să vină la noi acasă. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin.